Aș vrea să ne mai explicați încă o dată ce înseamnă angioplastia, ce se întâmplă. Angioplastia coronariană, de fapt, înseamnă readucerea arterei coronare la lumenul, la calibru inițial, normal al ei. Și aceasta se face prin dilatarea acelei zone de îngustare, de stenoză, care se face de obicei cu niște balonașe speciale și implantarea unui stent. Stentul fiind o structură metalică, tubulară, care este impregnată și cu anumite substanțe farmacologice active, care au rolul de a preveni îngustarea în interiorul stentului, pentru că până la urmă este un material străin și așa e perceput de organism. Deci cam asta înseamnă angioplastia, înseamnă reluarea fluxului printr-o arteră, printr-o zonă îngustată. De fapt, ceea ce facem este să dilatăm acea zonă și să o menținem dilatată, acea zonă de stenoză, prin implantarea unui stent coronarian. Dar cum se schimbă viața pacientului cu stenturi? În bine. Numai în bine se poate schimba, iar dacă ar fi ceva care poate se schimbă, nu neapărat negativ, dar trebuie să știm că odată ce avem un stent, trebuie să luăm un tratament toată viața. Și acest tratament este, în primul rând, reprezentat de aspirină. Aspirina cardio, în doză cardiologică. Deci ăsta ar fi, poate să zic așa, singurul dezavantaj, deși nu-l văd neapărat ca pe un dezavantaj, a lua un medicament în fiecare zi. Dar trebuie, necesită o rigoare. Pacientul trebuie să știe că din momentul ăla trebuie să aibă niște medicamente, de obicei și alte medicamente. Dar pentru că boala coronariană are la origine multe alte boli în spate, poate să fie vorba de hipertensiune arterială, diabet, zaharat. Și atunci toate astea trebuie tratate foarte riguros, pentru că odată ce am pus un stent, trebuie să avem tensiunea arterială bine controlată, diabetul controlat optim, pacientul trebuie să fie atent la tot ce înseamnă factor de risc. Fumatul trebuie exclus definitiv. Da? Deci cam asta. Trebuie făcute, odată ce punem un stent, trebuie în primul să conștientizeze pacientul că am avut o problemă, am rezolvat-o, dar nu ne putem opri aici, trebuie să schimbăm și stilul de viață și trebuie, în cele mai multe cazuri, să avem o medicație pe care să o respectăm cu strictețe.